Seara aceasta continuăm seria razilor de amploare, acțiunilor de amploare din județul Neamț. Iată-ne posind și în municipiul Roman. Am început să periem tot municipiul Roman de la un capăt la celălalt, în toate zonele roșii, denumite de noi roșii, zone în care se săvârșesc mai multe fapte care sunt violență sau tulbură liniștea și ordinea publică. Vizăm toată gama de infracțiuni și de contravenții, suntem într-o formulă largă, acționăm alături de colegii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Neamț, colegii de la reședință, colegii de la Poliția Municipiului, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Acționăm împreună pentru liniștea cetățenilor și nu vizăm un singur tip de fapte, ci toate faptele și contravențiile pe care le depistăm în seara aceasta. În principal, acțiunile noastre se orientează către liniștea cetățenilor și către prevenirea faptelor, cu violența, consumului de alcool, de substanțe interzise, depistarea persoanelor de interes în contextul legii. Seara aceasta sunt în stradă aproximativ 70 de polițiști și jandarmi acționând în comun în sistem integrat. Se va desfășura acțiunea până la ora? Acțiunea a început la ora 18 și va continua până în jurul orei 2. Aparat, după care veți lua undeva la 6-7 secunde până vă spun să vă opriți, da? Vă rog. Bine, nu capătură în locul voastră. 0. Acțiune pe alcool, am continuat culturile alcoolice sau substanțe interzise, nu. Ok, o să facem și o testare în sensul ăsta. Da.
Îți facem o testare cu aparatul alcotest, da? Capătul subțire în aparat, vă rog. Așteptăm până se face beculețul verde. Copiii mei și soția și... Testul dumneavoastră va fi la poziția 116, vă rog. Am mai mult. Chiar astăzi nu am luat totul. În regulă, îți rămân la dumneavoastră. Să verificăm documentele în aplicația DAC și vă le returnez, da? Așa cum o să mă spun.
ale lui. Nu, astea sunt ale mele, da, de la altă mică bără. Da? Da. Aveți grijă la curent. Da. Aveți grijă la curent. Da. Să-l întrebi. Acum, să știm, nu vedem la ce.